Bună ziua, doamnelor și domnilor! 30 noiembrie 2023. Cezar Zanfir de aici, din sudul Angliei. Vă salut! Îmi cer mii de scuze că în ultima vreme nu prea... adică n-am mai postat nimic. Din două motive principale. Una, cred că o auziți și acum. Am trecut printr-o viroză de asta respiratorie, nu foarte serioasă, dar mă rog, știți cum e cu Batista la tine tot timpul, nu prea arde de filmări pe YouTube. Și doi, după cum vedeți și astăzi, măcar să mă lase 10 minute să vorbesc cu dumneavoastră, să nu plouă. Am avut o vreme absolut înfricoșătoare aproape. Furtună după furtună din Atlantic. Nu rece, nu foarte rece, dar foarte vânt și ploaie și vânt și ploaie, inclusiv perioade cu frig, dar nu ceva deosebit ca anul trecut, de exemplu. Dar efectiv nu-ți vine să treci pe la stupi. Și asta mai ales dacă știi că toată treaba care trebuia făcută în toamnă s-a făcut. Reiau acum pe foarte scurt ceea ce v-am mai spus aproape în ultimii 2 ani. Dacă vreți o iernare bună și dacă vreți un start bun al coloniilor în sezonul următor, în primăvara anului următor, 95% cred că din treabă se face în luna august-septembrie. Mă rog, după caz, după locul de pe glob în care te afli, poate și în octombrie. Deci, practic, o iernare bună înseamnă a lăsa stupii în bună ordine, cu hrană necesară, cu pregătirea necesară în timpul când ele încă erau active și lăsate să ierneze corespunzător. Acum, apropo de iernarea asta și de locul în care ne aflăm pe glob, știți că urmăresc online-ul apicol românesc, e așa o frenezie a uitatului pe geam. Adică, dacă aveți 17 grade sau ați avut zile cu 14, 15, 18 grade unii, credeți că gata, a trecut iarna, am văzut titluri primăvară în timpul iernii. Deci, doamnelor și domnilor, dragii mei prieteni, trebuie să vă uitați mai cu atenție la și să fiți conștient la calendarul practic real. Noi suntem în timpul iernii, chiar dacă avem interludii, perioade calde. Nu picați în plasa oamenilor mai prostuți așa, care cred că dacă avem o săptămână, două, din când în când calde, înseamnă că iarna a trecut. Țineți minte acest video și ascultați-l undeva între 20 februarie și 10 martie. Vă rog eu frumos, țineți minte perioada asta, 20 februarie, 10 martie, și o să vedeți de ce spun că iernarea albinelor se face după o strategie, după un calendar, nu după uitatul pe geam afară în timpul iernii. Da, iernile s-au modificat, știți opinia mea, v-am semnalat în mai multe rânduri faptul că asistăm la anomalii de temperatură în timpul iernii, în timpul verii chiar. Cu toate astea, iernarea albinelor are loc într-un interval al lunilor de iarnă care este aproximativ același. Da, toamna s-a prelungit, am tot insistat pe acest aspect, să decalați pregătirile de iernare din august către septembrie-octombrie, așa este și am avut dreptate.
În sensul că dacă pregătești prea devreme, deci după vechile manuale în august, e foarte posibil și ați văzut filmări, ca și mine, cu oameni care au spus, chiar azi am văzut o filmare, în cineva care a spus și s-au apucat a doua oară de puiet în septembrie și de aici, ori fără hrană, ori rame goale, cum sunteți pe Dadan mulți, cu ramele centrale fără nimic. Deci, atenție, cine a înțeles că trebuie mutată pregătirea de iernare din august în septembrie, sau mă rog, să spunem așa mai corect, din august-septembrie în septembrie-octombrie, practic, acum nu a face decât să constate, cum am constatat și eu, că în luna decembrie albinele mele au consumat, de exemplu, acest stup sau în medie, au consumat 700 de grame de miere. Ținând cont de coloniile pe care le știți voi aici, pe care le am eu. Deci, nu există niciun fel de motiv, în afara prostiei pure, să nu ai rezerve în stup la această dată. Adică ai făcut două greșeli. Unu, ori nu știi că, încă o dată, clima s-a modificat și că rezervele de iernare se pregătesc în septembrie-octombrie, nu în iulie-august, sau nu înțelegi niște lucruri simple în legătură cu hrănirea albinelor și cu pregătirea lor pentru iernare și după un consum de niciun kilogram sau hai să spunem un kilogram, ai rămas fără miere. Deci asta excludem, deci am spus, iertați-mi expresia directă, dar e pură prostie să zici că n-ai miere în stup în afara situațiilor absolut excepționale. Cu stup fără matcă, cu nu intrăm. Acelea sunt excepții, noi vorbim aici de medie, de regulă. Deci, stupii n-au cum să rămână acum fără miere. De ce n-ar trebui să facem ce am văzut la mari influencer, cum zice domnul Gavrilă, și aici mă refer și la dânsul, și la Costin, și la alți colegi de-ai mei, care v-au arătat că au pus pungi cu sirop, alții turtă energetică. E adevărat, nu la stupii buni ca să-i omoare, la unul mai, adică n-a pus la un stup bun ca să-l termine, a pus la unul care, să zicem, că ar fi o pierdere acceptabilă. De ce n-a pus la unul bun, nu? Că, dacă e bine. Deci, oameni buni, când este decembrie-ianuarie afară, în emisfera nordică și în Europa, unde facem noi stupărit, activitatea apicultorului trebuie să aibă două direcții. Unu, să încerce să fie pe cât mai multe sau mai pe cât mai pe grupuri apicole sau pe discuții apicole cu membrii cât mai avansați, cât mai buni. Și doi, să producă echipamentul apicol necesar pentru, iertați-mă, noul sezon. Nu se lucrează la stup în decembrie și ianuarie. Indiferent ce opinii o să auziți, să știți că de milioane de ani, albinele în timpul iernii preferă să ierneze, să știți. Acum, noi știm că noi nu ținem albinele doar pentru a le asigura supraviețuirea, adică să ne bucurăm de ele ca ființe. Noi vrem producție. Înțeleg asta, înțeleg că de multe ori noi trebuie să accelerăm niște procese naturale ale albinelor ca să obținem cât mai multă miere, deci să obținem, sau altceva, să obținem un avantaj economic cât mai mare, dar indiferent cum ai gândi-o, în emisfera nordică, în Europa, în lunile decembrie și ianuarie, albinele, indiferent că afară sunt 16 grade, trebuie lăsate să-și manifeste ritmul biologic conform codului lor genetic. Dacă vor să iasă afară, să iasă afară. Dacă vor să caute polen, să caute. Dacă stau în stup,
stau sub miere, stau peste miere, stau peste rame, stau sub rame, stau în față, stau în... Înțelegeți ce vreau să spun? Deci, decembrie și ianuarie sunt lunile în care albinele au evoluat încă o dată de multe milioane de ani să aibă un alt rit și să aibă o altă, inclusiv procesele fiziologice din corpul lor, procesele fiziologice sunt altele decât în timpul sezonului activ. Încă o dată, indiferent de ce temperatură e afară. A, când o să intrăm în februarie, în funcție de unde te afli în latitudine, atunci putem să discutăm. Dar acum, orice intervenție în stup, cu orice, inclusiv cu apă sfințită, iertați-mi gluma, produce perturbări în acest rit care ar trebui să fie natural. În sezonul activ, noi facem sau forțăm albinea să facă și lucruri, să spunem, mai mult decât ce ar putea să facă ea natural. Dar în timpul iernării, pentru o bună iernare și o sănătate a coloniei în anul viitor, în aceste două luni albinele trebuie protejate, trebuie lăsate să-și manifeste încă o dată ritmul fiziologic propriu. O să înțelegeți unii într-un mod trist lucrul ăsta, când, sau unii chiar ați înțeles lucrul ăsta, deranjându-le, făcând tot felul de artificii, cum ați avut de populări în primăvară. Aveți și filmulețul meu de anul trecut cu startul de populărilor de primăvară, ceea ce l-ați văzut exact în... Adică ați văzut că am spus doar adevărul acolo. Sunt simple, adică nu credeți că sunt chestii foarte grele sau inventate de mine. Pur și simplu e o analiză foarte simplă la ceea ce se întâmplă. Deci, am zis de partea asta cu aceste luni foarte importante, decembrie și ianuarie, când trebuie să ne gândim la ritmul lor. Și doi, vă spuneam de acele două lucruri pe care apicultorul ar trebui să le facă, și anume să învețe, dacă vreți să discute, să schimbe idei. De aceea vă încurajez să căutați, iertați-mă, să căutați să participați la aceste discuții online. Aveți niște forumuri totuși puse gratuit la, pentru dumneavoastră, aveți de la stupari pentru stupari, inclusiv întâlnirile MIT, în care sunt primiți și apicultori care n-au mai participat niciodată și care vor să-și exprime opinia în cadrul acestui forum. Aveți de unde învăța. Bun, să mă refer tot la, de la stupari pentru stupari. Acolo sunt undeva la, să spunem, în jur de 50 de membri activi, care cred că ar fi o și nu exagerez cu nimic, am putea să spunem că sunt o cremă a apiculturii, în sensul că s-au stratificat în timp oameni care au albine, oameni care au rezultate cu albinele și care au ceva de spus. Eu v-aș sfătui să îndreptați antenele către acolo și către aceste discuții, care vă vor îmbogăți cunoștințele și, de ce nu, performanța. Nu uitați de materialele, de toate lucrurile de care o să avem nevoie în primăvară, adică rame, adică reparații, adică foițe. Fiți gospodari, nu așteptați să înceapă sezonul mulțirilor, să înceapă sezonul activ, ca să faceți rame, să faceți alte activități, să topiți ceară sau știu și eu alte lucruri care se pot face acum în semi-vacanța asta pe care o avem. Ce să zic, ați și văzut, încearcă să plouă din nou. Mă felicit anul ăsta, ca să revin la ceva mai concret acum, mă felicit anul ăsta pentru că am trecut la iernarea pe trei corpuri, în mare parte, în sensul că unul din corpuri, merg, știți configurația mea, în sensul că unul din corpuri este practic
acel beci pe care eu nu îl am, adică fundurile mele nu au beci. Practic am împușcat într-un fel doi iepuri dintr-un foc, în loc să duc zeci de caturi acasă, goale vorbesc, ele au rămas în stupină ca prim corp peste cuib, peste, iertați-mă, peste fund, corp gol, efectiv extras și gol. După aceea, cele două corpuri de iernare, în care este albină, în care, bineînțeles, un corp, corpul de deasupra al treilea, întotdeauna la mine este plin de miere. Pare că până acum n-am crăpat decât două corpuri la un stup care l-am acolo, pe care l-am acolo, iertați-mă, singurel, impresionant. Poate o să am timp odată să și filmez, dar deocamdată nu se poate. Iernează excepțional. La mine, în sistemul ăsta clopot cu folie, întotdeauna va exista pe lateralele stupului condens, adică așa se și numește acum un nou model în Statele Unite, condensing hive, stupul care condensează umiditate excesivă pe laterale, și niciodată albinele mele nu sunt nevoite să iasă nicăieri dacă ar avea nevoie de apă. Întotdeauna vor avea umiditate destulă în stup. Nu mă revin acum asupra iernării, o cunoașteți foarte bine, filmulețele vă stau la dispoziție. Vreau doar să insist pe acest aspect, ca să nu pățim ca în fiecare an, în primăvară, pe niște idei proaste de a deranja stupii la iernare, să începem să constatăm că familiile se depopulează, că la pomii fructiferi nu facem niciun fel de miere, că rapița nu dă și că, în general, lucrurile merg prost în apicultură și neonicotinoidele ne omoară albinele. Haideți să citim mai mult, haideți să învățăm mai mult și să încercăm să folosim și practici apicole pe care alții le-au făcut înaintea noastră și au rezultate și noi le putem implementa, le putem imita. Pentru perioada următoare, și asta e ultima idee, am de gând să reiau o idee mai veche. Chiar dacă o să vă plictisesc, o să încerc să fac niște prezentări despre albină și despre colonie, tot așa mai teoretic, știu că e plictisitor, dar am constatat în discuțiile pe diverse grupuri că foarte mulți apicultori, chiar vechi apicultori, nu știu cam cât zboară matca când se duce la împerechiere sau la ce distanță ar zbura un trântor sau cât timp sau... Sunt o mulțime de aspecte pe care am observat că sunt cunoștințe ori imprecise, ori puține, și aș vrea să vin cu niște informații de asta ceva mai, ce să zic, neplăcut așa de ingerat, dar pentru cei care vreți să știți ce este albina și cum funcționează ea, probabil că va fi util. Văd că începe să plouă iar, vă las de aici, de la să spunem, punctul de apărare al Europei, sau punctul de apărare contra furtunilor din Atlantic. Până data viitoare vă urez toate cele bune, la mulți ani și să ne vedem cu bine în nou an. Sănătate multă!